Continuă duelul ansamblurilor, pentru că deja am pus pe jar toată țara. Toată țara zice, bă, să trimitem ansamblurile la Măruță. Iată că de data asta vin cei de la Baladele Deltei, deciși să ne arate că ei sunt cei mai tari. Iar noi abia așteptăm, așadar, Baladele Deltei! Militarie! Iulica, e o prima melodia înainte să intre toți oamenii. Las că e bine, las-o așa. Bună ziua! Bună ziua! La microfon să trăiți ca să vă auziți. Încă o dată, bună ziua! Să trăiți că ne trebuiți, domnul Coman, nu? Așa este, da. Într-adevăr, noi am venit cu produse din Dobrogea, din Cămara. Trecem după, pe noi ne interesează produsele, pe noi ne interesează actul cultural, vă rog frumos. Actul cultural să vorbim întotdeauna ansamblu. Este însoțit de produsul culinar. Deci e bine? E bine, e foarte bine. Actul deci artistic, nu fac nimic greșit. Nu. Dați-mi să vă iau un brățel. Deci actul cultural este întotdeauna însoțit de actul culinar. Foarte bine. Bravo, mă, băi, a fost vizionar în treaba asta. Vizionar. Bun. Deci despre ce este vorba? Avem aici ansamblul artistic profesionist Baladele Deltei al primăriei municipiului Tulcea. Vreau să vă întreb ceva. Ați venit cu autocarul la mare? La mare, care este al nostru. Al dumneavoastră, dar a blocat toată strada aici pe Iancului. Ne cerem scuze, am vrut să arătăm că atunci când vin tulcenii, dobrogenii... Se simte. Se simte. Trebuie că am văzut și alți simte. Oameni de pe strada cealaltă strigau toți, mut autocarul, mut autocarul. Dar n-a fost galerie puternică, n-a fost galerie puternică. No. Noi am fost mai puternici. Deci de când e acest ansamblu înființat? Anul acesta facem 20 de ani, am făcut 20 de ani de activitate. Foarte frumos, mulți înainte. Asta înseamnă că e un lucru bun, pentru că peste 3 săptămâni de zile vom realiza un spectacol aniversar pe data de 10 decembrie, da. La care sunt invitați toți directorii coreografii și dirijorii ansamblurilor profesioniste din România. Unde? La Tulcea? La Tulcea. La foarte Tulcea. Frumos. Știți ce observ eu aici la emisiune? Toate ansamblurile care vin la noi vin din diferite zone ale țării și vrem să-i ajutăm și pe cei care nu ajung foarte ușor la televizor. Vrem să-i ajutăm pe cei care n-au șansa să apară și să îi vadă o țară întreagă, pentru că v-am zis, suntem numărul 1 la audiență de departe. Știm. Mulțumim mult. Cred că astăzi veți depăși audiența. Hai de mine, așa să fie. Ideea este în felul următor, că vreau să-i rog pe toți cei care se uită la noi și au un ansamblu, fie că e un ansamblu numeros, fie că e un ansamblu mai mic. Am avut la un moment dat doar 4 fete de la Botoșani. Nu contează. Scrieți-ne, aveți curaj, oameni buni, și scrieți-ne pe la maruta@romprotv.ro, pentru că colegele mele, după ce ies din pauza de masă, credeți-mă, numai de chestia asta se ocupă. Citesc mesajele și, bineînțeles, îi sună pe invitați. Așadar, la maruta@romprotv.ro, aici este locul unde ansamblurile vin. Să se știe chestia asta, nu? Bun. 20 de ani de activitate. Haideți să luăm totuși un loc jos, că văd că aveți și ceva de arătat. Da. Ia ziceți. Ia ziceți, domnule. Ia dați să vedem despre ce este vorba. Aici sunt două albume pe care le-am realizat în acești 20 de ani de Baladele activitate. Baladele Deltei, de dor, de dragoste, de joc. De joc. Pentru că le îmbinăm pe toate trei prin ceea ce facem. Foarte frumos. Iar ăsta? Ăsta este la fel, este asta primul. Ăsta l-ați făcut azi dimineață când ați plecat de la primărie. Da, 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 ca să-l arătăm că sunt două, da, într-adevăr. Să se vadă că sunt două. Nu, ăsta este primul și s-au terminat de mult. Am înțeles. Foarte frumos. Asta bun. Este al doilea. Deci are și ansamblu, are și CD-uri, nu? Uite, volumul 2, volumul 1. Da. Foarte da. Bun. Aici, după cum se știe, la 1878, Dobrogea a revenit la patria mamă. Anul acesta, pe 14... Noiembrie, 139 de ani. 139 de ani, la anul facem 140 de ani. Aici sunt lucruri care s-au realizat. Noi facem acest ziarul cultural de Tulcea. Ia uite, mă, băiatule, ziarul cultural de Tulcea. E un ziar... E lunar asta, vreau să vă, sau e săptămâna? Nu, trimestrial. Trimestrial. Mă rog, fiind cultural, nici nu are foarte multe pagini. Și aici vorbim despre... vorbim despre tot ceea ce a însemnat foarte frumos, serios. 14 noiembrie 1878. Sunt activități pe care le-am făcut. Domne, în satul felicitări. Nostru pescăresc. Am făcut un spectacol foarte mare cu această ocazie aici. Așa. Da. Ce avem aici? Dobrogea a revenit la patria mamă, România. Ziua Dobrogei. Pe 14 noiembrie 139 de ani. Foarte frumos. Așa? Aici am făcut, avem un sat pescăresc și vă invităm la satul pescăresc. Da. Uitați, am realizat la fel un spectacol cu această ocazie. Am înțeles, da, ia să vedem. De 11, satul pescăresc.
Arată foarte bine. Deci vă invităm să mâncați o saramură de pește. Dar și ăsta a fost spectacolul pe 11 noiembrie. Păi toate au fost. A mai rămas ceva saramură? Este. A, este. Bun, este. Atunci este. E foarte bine. Avem. Iar ce avem aici ajunge. Da. Fetelor, lăsați platourile astea jos, puneți-le un pic jos așa, că am înțeles că sunt foarte grele, nu? Puneți-le lângă voi așa, nu e nicio problemă. Imediat venim și ne ocupăm de ele. Altă, așa? A, da, așa. Perfect. Aici este albumul de Tulcea. Tulcea, a, foarte imagini. Frumos. Tulcea în imagini. Aici cine e? Domnul primar. Să trăiți. Mă scuzați. Vorbim de... Dar vorbește în engleză domnul primar de la Tulcea? Pentru că avem foarte mulți turiști. Mă scuzați. Perfect. Și în românește, vedeți? Și în românește. Cu fotografii și asta este practic Tulcea în imagini. Da. Să știți că e foarte frumos la Tulcea. Știu că ați fost. Am fost. Foarte frumos. Și vă mai invităm. Da, vă rog frumos. Știți că acolo și-a deschis și Ivan Pescaru. Da, Ivan Pațanchin, jos pălăria pentru el. Un om foarte drag sufletului nostru, un campion, Ivan Pațanchin, foarte tare. Care nu uită de unde a plecat. Foarte frumos. Butelcuță plină ești, masa ne-o înveselești, hai noroc, Dadă, noi cu tine închinăm, Dadă, stea să ne-o astâmpărăm, Dadă. Cum am deschis eu exact? Cum ai deschis eu chiar acolo? Bă, e ceva. A, uite, butelcuță plină ești, masa ne-o înveselești, hai noroc. E privighetoarea cântecului Dobrogean. Natalia Șerbănescu, privighetoarea cântului Dobrogean. Foarte frumos. Domne, vă mulțumim mult de tot. Vreau să vă spun ceva, să trecem puțin la costume. Îmi plac costumele, arată foarte frumos și sunt diferite de ce am mai avut aici în emisiune. Da, sunt costume refăcute după modelele de la Muzeul de Etnografie și Artă Populară din Tulcea. Foarte frumos. Jos pălăria. Originale. Aș vrea să vă întreb totuși, până trecem la partea culinară, vedeți că o îndepărtez, da? Aș vrea să vă întreb câteva lucruri și anume, am înțeles că tot ansamblul ăsta este o întreagă familie, pentru că fiecare, la rândul lui, însărudiți, finul cu nașul, nașul la unul la fin, nu? Ia. Pot să încep de la mine, da? Deci dumneavoastră, sunteți nașul lor, am înțeles asta, da. Sunteți nașul lor, asta am înțeles, dar stați un pic, aveam un microfon pe aici. Numai o secundă, fetelor, mă scuzați. Da, am un microfon aici la măsuța. Era ascuns. A căzut făcălețul ăla. Făcălețul, luați-l de acolo, că o să ne trebuiască... Gata, lăsăm aici, bun. Și avem aici, aia, să vedem. Păi, aș începe așa, de la feciorul meu. Normal. Fă un pas înainte. Să trăiți! Să trăiți! Am înțeles că îți lasă taică-tu moștenirea ansamblu. Bineînțeles. Mi se pare firesc, bravo. Foarte frumos. Și cu cine ești însurat? Cu soția. Cu soția. Cu soția. Este Nora, dansatoare, dar este la spital acum. Are o problemă medicală și nu a putut veni. Îmi pare rău. Da. Mai departe. Yeah. Dar e bine, nu? Foarte bine. Perfect. Nașii. Nașu. Nașu. Nașu cui? Nașu. Finu. Și cu nașa. Și cu nașa. Stați un pic să organizăm puțin treaba. Deci aici îl punem pe Finu. Nașu, veniți repede aici să stricăm atmosfera. Cu nașa. Nașa, nu înțeleg de ce stăteați acolo. Nu, nu e. Bun. Deci aici avem Finu un pas în față, Nașu în spate. Mai departe. Cum se rudește treaba? Finii Lunașu. Finii Lunașu. Facem arborele genealogic. Ia veniți, domnule, un pic să vă aranjez eu. Deci aici îl avem pe Finu Nașii. Veniți mai aproape, așa ce a zis dumneavoastră că sunteți, ce Fina. Sunt? Fina Lunașu. Fina Lunașu, treceți aici totul să vă organizezi. Așa, mai departe? Da. Mai Fina n-are și ea un fin? Sunteți singură? Nu. Dar e aici? Nu. Tot la spital? Nu. E plecat. E plecat, am înțeles. Are doi copii deja. Doi copii, perfect. Doi. El înseamnă că e de dacă. Da, da. Așa, și mai departe? Aici mai avem un alt căsătorit, dar... Este tată de curând. Foarte bine, e un lucru bun. Veniți și dumneavoastră în față aici. Și el este nașul lui Finul Lucui. Pe el punem separat. El punem separat. A unui instrumentist. Dacă veneam cu instrumentiștii... Era tot. Mai departe, ce mai avem aici? Băgăm repede, să facem arbole genealogic. Anița. Anița, unde ești Anița? A venit Anița. Anița cum e? Anița ce? Anița este din prim... Nașa. Cum? Nașa, nașa Gabrieli. Cu Gabriela, unde Gabriela, e Gabriela? Unde e Gabriela? Deci Nașa, mă băiam, frate. Deci aici e Fina și aici e Nașa, da? Da, da. Haide că e bine, îmi place la ansamblu aici. Foarte frumos. La nuntă se dă darul sau lasă că vin și eu la tine, vin și tu la mine? Nu, nu, cu dar, cu dar. Cu dar, am înțeles. Foarte frumos. Dar în produse agricole. În produse sau agricole. În produse domne, pentru că tot a zis de produse agricole, aș vrea totuși să ne ocupăm puțin și de partea culinară, cum a zis. Iar ceilalți, da. Măruț, iar ceilalți sunt copiii mei. Nu, că mai întrebeau încă vreo două ore de emisiune ca să fac arbole, să ne-am dat seama. Ei sunt copiii noastre toți. Toți au fost dansatori de mici, de mici sunt, exact. La ansamblu de copii Dorulețu. Foarte frumos, să vă trăiască copiii. De-aia suntem o familie, precum și instrumentiștii, 95% au trecut prin ansamblu de copii Dorulețu. Perfect, foarte frumos. Haideți să trecem totuși acum și la partea culinară, pentru că dumneavoastră a zis că partea culinară se îmbină foarte bine cu partea artistică. Artistică. Deci oameni buni, vedeți, v-am spus eu că așa stau lucrurile, așa.
Mă ajutați dumneavoastră, da. Mulțumesc mult de tot. Da, 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 împărțim, da, da. Împărțim, da, nu? Da, da, noi le-am adus, dar le împărțim. Haideți să vedem despre ce este vorba. Haide, că de la Tulcea n-am mai avut nimic așa ceva. Haideți un pic. Haideți că asta e ceva nou. Ia ziceți. Ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Asta aici este întrebarea. Ia. Haideți, vă rog frumos. Haideți să începem. Ia uite aici. Ia uite. Cu... Nu, aduceți platoul ăla ca să-i facem poftă de mâncare. Ieri am fost puțin... Ia, stai, să nu stați cu spatele la trezor. Aduceți pe rând un pic să prezentăm celor de acasă. Oameni buni, ia uitați cu ce se laudă prietenii noștri de la Tulcea. Avem, după cum se poate observa, un... O știucă cu o chiftea în gură. Da, da. O știucă cu o chifteluță. Tot din pește. Tot din pește. Deci tot ce vedeți aici sunt produse din pește. Totul e din pește? Totul este din pește. Deci asta e totul din pește? Da. Foarte bine. Și aici ce avem? E plăcintă de data aceasta cu brânză. Plăcinte cu brânză. Dobrogeană. Deci asta e plăcinta dobrogeană, oameni buni. Numai o secundă, dați-mi o secundă să iau puțin așa, cuțitul, da? Pentru a le arăta celor de acasă dacă are exact compoziția dar care trebuie. Dar ce dexteritate aveți, stimate domn, vai de mine, dar parcă sunteți... Aici, colegul. Alo? Ia uite, a leșinat. Ele sunt astăzi fomistele de serviciu. Fomistele de serviciu, da, da. Au o foame de a mânca și bătaie. Vreau să le arăt telespectatorilor cum arată această plăcintă dobrogeană. Stai un pic, că e... Uite aici. Uite aici. Așa, ia să vedem. E făcută cum trebuie? Stați, domne, un pic să vedem. E foarte bine. E foarte, foarte... Te ajut. Așa, să fie puțin, da. Și altceva? Ce mai avem? Nu, aici, stai să nu trecem. Aici avem scordolea. Ce avem? Scordolea, așa se numește. Acest, din cartofi, da? Se fierb, da? Se face ca un piure, da? Da? În care se ia peștele, da? Deci nu, se scot toate oasele, da? Da? Se mărunțește și se amestecă cu... Îmi plouă în gură. Și mie, da. Scordolea. Scordolea, uite așa! Așa arată la Tulcea, oameni buni, o masă frumoasă. Iar aici... Tot ce vedeți aici... E făcut serios din, de... Până aici, da? Până aici, din pește. Adică, avem gem din pește. Gem din pește? Avem zacuscă. Neamul meu n-am auzit de zacuscă gem din pește. Din somn. Asta e gem de struguri. De struguri. Păi avem toate. Cum sunt... Gem din pește? Eu n-am auzit așa ceva. Cum există gem din pește? Baladele delte. Toate... Uite, roșii pentru ciorbă. Hai că e bine. Dar nu, zacuscă din pește. Zacuscă din pește am auzit, dar gem din pește n-am auzit. Cred că ați greșit. Cred că l-au lăsat ați acasă. Greșit. L-au lăsat acasă, nu? L-au lăsat acasă. Există așa ceva, gem din pește? Da. Oameni buni, gem din pește, zacuscă din pește, foarte frumos. Și din diferite produse. Iar aici totul este îmbinat pentru a da un rezultat foarte bun. Ia uite, bă, băiatule, Consiliul Local Tulcea, Primăria Municipiului Tulcea, Ansamblu Artistic Profesionist Baladele Deltei. Domn primar, să trăiți! Și ce scrie aici? Scrie Pelin de Niculițel. Cel. Niculițel. Da. Adică? E vin de Niculițel, original. Pe Niculițel ce e asta? Localitatea Niculițel, unde există cea mai mare podgorie de la Niculițel. Pe și cum de n-am știut? Sarica Niculițel. Aligote de Niculițel. Mai vin de acasă acum. Mai mi-aduc și o aminte de aromele. Fetească de Niculițel. Exact, foarte frumos. Foarte bine. Ăsta este negru. Doamne, felicitări. Deci, la Tulcea, oamenii sunt gospodari. Se bazează foarte mult pe toate produsele din pește. Corect? Foarte frumos. Aici avem icre cu ceapă, fără ceapă. Avem cu ulei, fără ulei. Dar asta l-ați cumpărat acum? Nu. Adică... Toate aceste produse sunt făcute în Tulcea, la fabricile noastre din Tulcea. Tot ce vedeți aici. Mă mut la Tulcea. Vă așteptăm cu mare drag. Cât fac de la Tulcea până la București? Facem 3 ore. 3 ore? Da, legal. 3 ore? Da. Doar 3 ore? Fără pauză de cafea. Doar 3 ore? Da. Legal? Da. Înseamnă că eu conduc foarte prost. Am făcut 5 ore odată. Eu vorbesc foarte serios. Doar 3 ore? Da. Păi autostradă 105 km. Cred că eu n-am prins autostrada în perioada aia. Bun. Foarte frumos. Haideți să lăsăm totuși acestea mai spre Cămăruță. Vreau să vă spun ceva, că ne mai întrebau oamenii: băi, Măruță, ce se întâmplă cu mâncarea? Deci, oameni buni, să vă explic ce se întâmplă cu mâncarea. O parte din ea, adică cum este aceasta gătită, se duce aici, între noi, foarte frumos. Pentru că vorba colegului nostru, state, nu pot să aducă invitații cât putem mânca noi. O vorbă bună, state, bravo!
borcanele, zacusca, ați văzut, vin invitațiile, mai dăm una, mai pleacă cu alta și să știți că ne gândim și la oamenii care poate n-au șansa câteodată să mănânce o masă caldă sau o masă bună și să știți că după emisiune facem și astfel de fapte și lucrul ăsta ne bucură foarte tare. Acum eu zic să trecem la făcăleț, că avem și un făcăleț. Ăsta pentru ce l-ați adus? Lăsați-l la urmă pe ăla. Stai la urmă. La urmă, pentru că cine nu apreciază produsele noastre, îl folosim. Numai că nu ai gustat nimic și am sesizat acest lucru, de aceasta l-am premeditat. Stați un pic, că imediat mă dezlănțui, imediat mă dezlănțui. Trebuie să plecăm cu masa, că să fie loc pentru dans. Știu. Haideți, știu, vă rog, unde, frumos. Undeva mai... Stați un pic, că e periculos dacă o ducem în zona aia. Nu mai rămâne nimic să arătăm. Trebuie în spate. Haideți, aici. Hai să o ascundem aici. După. Da, da. Haideți aici. Hai. Nu de alta, dar acolo sunt colegele mele, știți cum sunt. Acum merităm mâncarea. A, uitați. Merităm exact mâncarea. Exact ca urșul ăia de la Brașov, de ies din pădure noaptea. A, uite-i. A, uite. Perfect. Doina, balada. Baladele Deltei. Doina, baladele Deltei, nu merge. Nu merge. Atunci doar baladele Deltei. Atât. Să știți că sunteți foarte simpatic și ne sunteți foarte drag, serios. Mulțumim, vorbesc. Foarte, și mult. Acum eu vreau să vă felicit pentru că de 20 de ani faceți treaba asta și felicitări, serios, pentru că nu e ușor să ții un ansamblu. Așa și felicitări este. Și primăriei sau Consiliul Local, cine vă ajută, serios, pentru că... În prima fază am fost la Consiliul Județean, din 2010 am trecut la primăria municipiului. Mai mulți bani la primărie decât la Consiliu. Dați-mi voie să nu comentez. Am înțeles. Aceste lucruri nefiind comentate, dar pe dumnealui de ce stă singur acolo? Dumnealui reprezintă un bătrânel care așteaptă să-i vină baba să danseze la sat, la hora satului. Și așteaptă, păi când ești bătrânel îți mai aștept baba. Până la urmă, că după aceea pleacă la cârciumă, bea puțin și după aia baba îl caută la restaurant, la cârciumă, la bufet. Mamă. Am înțeles. Deci, oameni buni, vă rog frumos aplauze pentru domnul Coman Ștefan, director ansamblu, coregraf, naș, șef de autocar, tată, mamă și tot ce trebuie. Iar acum voi, oameni buni, cei de acasă, vă rog frumos să-i apreciați cu un mesaj pe Facebook la Măruță, pe cei de la Baladele Deltei. Foarte frumos!
frumos, jos pălăria! Vă sunteți foarte tari! Sunteți foarte tari! Foarte tari, serios! Acum vreau să vă explic. Întotdeauna platou emisiunii noastre este bec, oameni buni, pentru că Peggy ne ajută să arate impecabil. Săraca Peggy muncește, cred că, de când cu ansamblul ăsta e cea mai fericită. A, uite-te aici, bă, băiatule, uite-te aici, acum e, a, uite aici. Toate urmele de pantofi sunt și de... Cum? Asta vrem! Bravo, Peggy, te iubesc! Foarte frumos! Acum să vă explic ceva, domnule, că m-ați întrebat și eu vreau să fiu sincer cu nasa. Haideți să ducem masa înapoi în față. Ați văzut că sunt un pic așa, adică fără vlag. Nu, aici în față, domnule, lăsați fața aici. Păi de la Tulcea n-avem întotdeauna produse, așa. Hai să vă spun ceva. A început postul Crăciunului și m-am gândit că am ceva păcate de mi-am rupt și piciorul. Și m-am gândit că ar fi bine asta să țin și eu postul. Asta o știi numai tu. Da, nu mai am zis să țin și eu postul, dar vreau să vă spun ceva. Atât de mult poftesc la toate chestiile astea, cred că e mai păcat, așa știu eu de la duhovnicul meu. Dacă nu se cus. E mai păcat să poftești decât să, nu? Atunci, Doamne ajută cu scuza asta, sper să... Nu, nu, ce să vă, să vă mint, să vă spun că nu mi-e foame, mi-e foame de pește. Nu știu ce pește. Este filet de crab afumat. Bun, să trăiască, Doamne ajută, crapul ăsta a fost senzațional. Bun, ia. Ia. Deci, Doamne, n-am cum să nu gust eu plăcinta asta dobrogeană, uite aici. Doamne! Da. Deci din cămara sufletului nostru în cămara sufletului lui Măruță au ajuns acum. Hai de capul meu. Băi, Ana, nu poți să mănânc, că îmi stă în gât când te uiți așa la mine. Vă rog frumos, dragi telespectatori, să mă scuzați că vorbesc cu gura plină. Nu e frumos, dar pur și simplu îmi stă fix aici în gât când le văd cum se uită, când eu trebuie să mănânc aici pentru la emisiune, că eu n-aș mânca. Ia uite. Vreau să vă arăt un pic cât de greu e la mine aici la emisiune. Priviți cum stau. Ce caută cu coșul? Coșul acolo? A luat deja un coș de... Are coșul, ia, cu da. Coșul. Ia uite. Are cu macaraua, cu ce urcă, pe șfoară. Are pe... soare, are soare, uite. Deci state, săracul stă acolo. Colegele mele, ați văzut cum stau, ca niște vulturi. Deci, fetelor, haideți, haideți, veniți, hai, veniți, n-am încotro. Sunteți timide acum, a? Domne, felicitări, sunteți minunat, serios, vă mulțumim mult de tot. Și haide, noi vă mulțumim. Intrați, cum să nu, da? Ia uite aici. Ia uite. Ce... Și pe Alexandra, te rugăm frumos. Hai, păi, da, trebuie invitație. Hai, Alexandra, haide, Greta, Teo, haideți, haideți, că... Haideți, hai, veniți aici, ce mai... Da, să așa. Domne, să aveți mult succes, 20 de ani de activitate, pe merit. Mulțumim. Vă mulțumim. Oricum, meritul este și al administrației, al administrației locale care îi susține această ansamblu. Să trăiască și administrația și să ne mai trimită aici la emisiune plăcintă, pește și tot ce se poate. Astea sunt de la societăți comerciale. Băi, Andra, stai mă un pic. Să ai gușul asta, cum n-am gustat în viața mea. Cum ați zis că se numește asta? Scordolea. Scordolea, adică scordolea. Hai că vă spun eu cum e. Luăm pe ăsta, da? Hai, ia. Mamă. Luăm pe ăsta, da? Și... Deci am mâncat, băi. Ați plecat cu mâncarea. Vedeți? Am nevoie de publicitate ca să mă duc să fac ordine în spate. Da, nu se mai poate așa. Nu, li s-a pleacă și după aceea li se va face rău, da, și nu e bine. Nu poți să pui tot coșul ăla sus, că o să dați cu el jos. Ia uite, bă, băiatule. Pune-i doar o chifteluță, că îi ajunge lui state. Da. Oameni buni, după publicitate revenim. Rămâneți cu noi, ne întoarcem în formă. Mâncați, dansați și, bineînțeles, aranjați. Și la urmă vinul. Sau noi doi. Asta, exact, rămâneți după emisiune. Gata. Povestim. Gata.